A venit acel moment al săptămânii în care ne punem în fața unei porți generoase de borș. Ia un loc la masă, rupe din pâini și gustă din borșul lui Marian. Salutare România, salutare internet! Astăzi suntem într-o ediție specială, să spunem, a borșului. Și asta din cauza faptului că suntem și live, suntem cu video și pe YouTube. Pentru prima dată pe YouTube, mi-am mi -am permis să încarc un borș. Și asta pentru că am simțit că în ultimul video pe care l-am urcat, cel în care discutăm despre încrederea în, drumului, în drumul tău în viață, am, am avut așa o variantă mai restrânsă a unei idei din minte. Și acum prin podcast și prin varianta asta video, vreau să extind acea idee. Așa că, hai să trecem rapid la acțiune, să vă fac o scurtă introducere a ceea ce se întâmplă aici în Borș și să îi dăm drumul la treabă. Așa că, pentru cei care nu mă cunosc, eu sunt Marian Grosu, am 27 de ani și sunt editor video pentru diverse branduri din România. Mai pe scurt, creez conținut pentru social media. Am creat acest podcast pentru a mă dezvolta, pentru a împărtăși din experiențele dezvoltării mele și pentru a afla din experiențele voastre în așa fel încât să ne ajutăm reciproc și să ajungem acolo unde ne dorim. Un lucru ar mai fi de menționat aici și anume faptul că dacă pe parcursul înregistrării acestui podcast primesc un telefon, vei auzi conversația integrală. Așa că hai să-i dăm drumul la treabă. Chiar acum guști din borșul Marian. Ok. Pentru cei care nu sunt familiarizați cu ceea ce urmează să discut acum cu faptul că am urcat un filmuleț pe YouTube zilele trecute despre cum să am încredere în drumul meu în viață. Pentru cei care nu știu, aceasta este partea a doua, este o continuare, deci va trebui să vezi prima parte, adică videoul în sine, pentru a înțelege exact ceea ce discutăm aici. Videoul este pe canalul meu de YouTube și pot să recomand și o carte, deci e cool, e de văzut. Yeah. Bun, haideți să să continuăm pentru că simt că am atins doar o mică parte din acest subiect și acum aș vrea să fac partea puțin mai extinsă. Bun, în video discut despre faptul că în viață ne facem planuri pe următorii 50-15 ani, adică pe o perioadă limitată de timp și mereu suntem în alergarea către lucruri, mereu suntem în alergarea către ceva iar atunci când atingem acel ceva, atunci când depășim acei 400 de metri pe care ne-am propus să-i depășim sau depășim limitele pe care le-am propus să le depășim nu ne mulțumim cu chestia asta și alergăm spre mai mult spre mai mult și viața se transformă într-o cursă și trebuie să mărturisesc toată ideea asta a venit din să zic, experiență personală din faptul că nu am observat că atunci când eram mai mic, eu mi-am propus să iau carnetul la 18 ani, să mă angajez și să-mi fac o familie până în 25 de ani. Și mi-au ieșit toate, mai puțin partea cu familia. Dar atunci când am obținut lucrurile astea, m-am uitat în jur și am zis că nu, eu nu vreau asta, eu vreau mai mult de atât. Vreau să am și o mașină, vreau să câștig și, nu știu, 1000 de euro pe lună, vreau să fac singur programul, vreau să fac asta și asta. Și asta se întâmplă în următorii 2 ani. Și am realizat asta. Um, și când l-am realizat, am zis că nu, eu nu vreau asta. Vreau să fac asta, vreau să am familie, vreau să am copii, vreau să am mașină, vreau să am o relație mai bună cu tata, vreau să fac asta și asta. Și când am avut acest gând, m-am -am dat puțin în spate și am zis, hop, stai așa. Acum ceva timp mi-am dorit toate lucrurile astea pe care acum nu mi le mai doresc. Și de ce îmi doresc în continuu, de ce niciodată nu mă mulțumesc cu ceea ce am? Am văzut o reclamă la un ceai care mi s-a părut efectiv genială și am văzut foarte multe campanii de social media, de marketing, care încurajează chestia asta? Să te bucuri de ceea ce ai. Bun. Atunci, cum facem să. sau mi-am pus întrebarea, eu mie, cum fac să mă bucur de ceea ce am atunci când nu pot să mă bucur de ceea ce am? Și transform toată chestia asta într-o mică ecuație. Cum pot să mă bucur de ceea ce am atunci când nu mă bucur de ceea ce am? Dip, nu? Bun. Păi. Eu cel puțin m-am gândit la care este motivul principal și revin la podcastul trecut, care este scopul vieții. Dacă viața este despre agoniseală, despre faptul că trebuie să adun lucruri, despre faptul că trebuie să atingi targeturi, despre faptul că ai lucruri de atins și de adunat pe lângă tine și persoane și relații de făcut, înseamnă că ar trebui să fii mulțumit atunci când le ai pe toate lângă tine. Sună clișeic, știu, că toată lumea spune să nu te bucuri de faptul că ai lucruri, ci să te bucuri că ai persoane lângă tine. Și toată lumea spune chestia asta abia atunci când o experimentează. Eu când eram mai mic și auzeam chestia asta, mă gândeam, bă, ești un moșneag, nu știi despre ce vorbești, las-mă în pace, eu vreau lucruri, eu vreau mașină, eu vreau permis, eu vreau, eu vreau. Acum când experimentez toate lucrurile astea, îmi dau seama că așa e. Și acum ceea ce mi se pare clișei când aud de la alții care sunt mai mari ca mine, la fel, mă gândesc că bă, ești moșneag, nu știi despre ce e vorba, lasă-mă în pace. Dar cu toate astea, îmi dau seama că o să ajung și eu în pragul ăla. Și o să ajung în punctul în care o să-i dau dreptate omului respectiv doar pentru că experimentez lucrurile alea. Și revin. Cum să ne bucurăm de lucrurile pe care le avem, atunci când nu ne putem bucura de ele. Cred că toată liniștea asta sufletească și toată pacea interioară pleacă din lucruri ceva mai profunde. Dacă ne gândim strict și ne răspundem nouă personal la care este scopul vieții, și am zis în podcastul trecut că este un că fiecare om are un scop particular, adică un scop al lui și un scop general de omenire, adică fiecare om e de fapt, știi ce, revină la podcastul trecut și ascultă în integral pentru că am discutat acolo, dar chiar și așa. Fiecare om are un scop și dacă revenim la, dacă tăiem firul în patru și ne gândim la care este scopul vieții noastre și efectiv ne punem pe linia acelui scop și ne gândim uite, eu viața asta îmi doresc să ajung cel mai mare director sau director la cea mai mare companie de, nu știu, de marketing din lume și realizez chestia asta și te pui pe făgașul ăla. Îți propui ca în fiecare zi să citești șapte cărți de marketing, să faci două MBA-uri și așa mai departe. Efectiv, urmezi pași, urmezi pașii în direcția aia. Dar din punctul meu de vedere, cred că garanția că atunci când vei atinge acel scop, um, va fi că nu vei avea, adică nu, nu, vei, nu ai nicio garanție că atunci când a, îți atinge acel scop particular, vei avea liniște. Că practic, eu personal cred că viața este despre a-ți găsi liniștea și pacea interioară. Dacă ai nevoie de o mașină. Ca acea liniște și pace interioară să existe în tine, îți spun eu că nu o vei avea. Și am observat și am văzut și la oamenii din jur, și la diferite studiuri, studii, și mulți oameni vorbesc despre faptul că pacea și liniștea asta vine din relațiile pe care le avem cu ceilalți. Deci, secretul e, dacă e să ne rezumăm strict la scopul vieții. Liniștea și pacea interioară vine din relațiile cu ceilalți. Este și un video celebru pe YouTube cu un domn care spune că a făcut un studiu pe cei mai longevivi oameni și a văzut că cei mai longevivi oameni au cele mai puternice și mai șmechere relații cu cei din jur. Secretele succesului, o carte de milioane care mie mi-a schimbat viața spune despre faptul că succesul constă în ceilalți. Nu te învață cum să înveți mai mult, cum să agonisești mai mult, ci te învață strict de cum să relaționezi mai bine cu ceilalți. Punct. Deci, dacă e să ne gândim foarte sec, foarte rece, scopul nostru principal în viață și aici se întâlnesc cele două scopuri, acel particular și acel scop general. Scopul nostru ca și oameni ar fi, de fapt este, acela de a avea relații mai bune cu ceilalți. Am citit undeva într un carte, spunea o chestie foarte interesantă și anume faptul că viața, viața noastră, este un talent din care trebuie să dăm celorlalți și să ne rămână nouă spre nimic. Adică gândește că atunci când te naști, primești, fac și eu exercițiul ăsta de imaginație acum, gândește -te că te naști, atunci când te naști, primești o monedă de aur. Acea monedă de aur, din acea monedă de aur, până mori, trebuie să o împarți în așa fel încât atunci când mor să nu mai rămâi cu nimic. Acum dacă stau să mă gândesc, sunt foarte multe persoane care nu doar că nu împart nimic din acea monedă, ci mai mult decât atât o și înmulțesc, o fac de 10 ori mai multă, mai multă, da, zic bine, ok, gramatical dacă zic bine, zic bine, că-s băiat deștept, ha-ha, și pe lângă faptul că o mulțesc, nu, nu o împart cu ceilalți și devin egoiști și devin egocentriști. Da. Și acum îmi dau seama că în 10-12 minute de când vorbesc, vorbesc foarte profund și am așa o oarecare frică că ceea ce spun aici nu atinge foarte, multă, foarte multe persoane, pentru că îmi dau seama că mie și mie e puțin greu să mă urmăresc. Dar chiar și așa, eu îmi las aceste toate gânduri pe care le am într-o formă vie, în așa fel încât să mă pot întoarce oricând la ceea ce experimentez acum în viață și să pot să-mi dau seama exact care este cărămida pe care o pun acum, să-mi dau seama cât este destabilă și dacă mă pot baza pe ea. Asta a fost, așa, o mică paranteză. În regulă. Bun. Revenim la scopul vieții și la lucrurile care ne fac pe noi să fim împliniți și liniștiți în viață. Recent am văzut un un TED Talk despre de ce să renunți la vrețele de socializare și în comentarii era un tip care spunea că și nu e nevoie, adică, mă rog, se știe chestia asta, dar a fost așa, ca o palmă pentru mine, că rețelele socializare cresc în tine ego-ul. Tu ai impresia că ești cel mai șmecher, tu ai impresia că ești cel mai tare, tu ai impresia că toate ești mereu în lumina reflectoarelor. Pentru că acel profil pe care ți-l faci, fie pe Facebook, pe Instagram, pe YouTube, pe toate cele, recunosc, sunt în aceeași... Da? Deci cu mine vinovatul primul. Adică eu nu sunt primul care arunc cu piatra te fac, acele toate profiluri te fac să te simți ca și cum ai fi tot timpul în centru atenției. Trebuie să postezi, trebuie să oferi ceva celorlalți ca să arăți întotdeauna că ești ok, că ești bine. Și de cel mai multe ori, ceea ce este în social media niciodată nu reflectă realitatea. Spre exemplu, acum voi că mă vedeți pe YouTube, eu sunt mai urâtă realitate, sau mă rog, deci dacă așa vi se pare că surât, în realitate este și mai urât, eventual poate puțin și mai gras și mai mult decât atât, atunci când postăm, niciodată nu postăm, nu știu, nu prea am văzut postări din spital decât dacă se strângeau bani. Nu prea am văzut poze în care, adică gândește-te de cât, cât stai să te gândești înainte de a pune o poză pe Facebook dacă ai ieșit bine în poza aia. Când în mod normal ar trebui să faci, adică să ai poza, să o faci efectiv și după efect să o pui. Da? Pentru că e o poză cu tine la momentul ăla, la 6.59, vinerea, tu ai ieșit de la muncă și arătai așa. Nu trebuie să stai să te gândești că nu să te părubine, bine, că îmi stăteau ochii în cruciș sau mai știu eu cum. Asta ar însemna realitatea, pentru că dacă eu la ora 6.59 mă cuneam de tine pe stradă, vinerea, după ce ieșit de la muncă, eu dădeam de tine așa cum ești tu, cu ochii încruciși, cu părul care stă ciufulit, da? Dar asta este, asta mi se pare un alt subiect: că am picat din lac în puț, am picat din oală în castron uh, și am, am extins puțin subiectul, dar uh, mi s-a părut foarte interesant că ne construim o imagine, în primul rând, în minte, pentru că nimănui nu-i pasă de cum îți stă ție părul sau de cum îți stau ție ochii, atât timp cât eu mă gândesc pur egoist la ceea ce poți să-mi oferi tu mie. Adică what is it for me? Ce este pentru mine din ceea ce faci tu, din borșul ăsta? Eu de ce te ascult pe tine? De ce mai ai ascultat tu pe mine ce vorbesc aici? dacă tu nu ai primit ceva care să fie valoros pentru tine. Pentru că atunci când a dispărut toată valoarea, efectiv ai ieșit. Nu? Clar. Pentru că dacă nu ai primit nimic care să te ajute sau care să, să te distrezi într-un fel sau să te educe într-un alt fel, ai ieșit în secunda 2. Nu? Normal. La fel și cu pozele, cu postările, cu absolut tot ceea ce se întâmplă pe Facebook, pe Instagram, toate lucrurile astea oamenii, ceilalți, tu postezi, iar ceilalți se uită și întrețin cumva relația aia, sau se gândesc că o întrețin relația aia prin like-uri, prin comentarii și toate chestiile astea. Doar că se face o relație dintre asta, se construiește o relație, pseudo-relații, tind să cred foarte mult că și căsătoriile, divorțurile au crescut tot din cauza asta, pentru că avem impresia că suntem cine suntem, pe când noi nu suntem ași, nu suntem străluciți, nu suntem șmecheri, suntem nimeni într-o mare, mare, mare ecuație numită viața, la care cu toți încercăm să aflăm un răspuns despre ce e vorba și încercăm să o facem să fie cât mai plăcută, chiar dacă întotdeauna ea are și o parte frumoasă, dar și o parte mai puțin frumoasă. Și cineva m-a învățat odată foarte bine că așa cum le primești pe alea bune, să le primești pe alea rele. Și uite așa, am vorbit în aproape 20 de minute despre scop în viață, o extensie a planului de pe YouTube, a videoului de pe YouTube. Am recomandat o carte pe care o am aici și pentru cei care mă urmăresc, care văd acest podcast pe YouTube, pot să o vadă din nou și o voi lăsa din nou și acest link-ul îl voi lăsa încă o dată pe YouTube în descriere pentru că este o carte excelentă. Și m-am gândit așa, voi selecta 10 comentarii, din 10 comentarii, asta vreau să zic, din 10 comentarii lăsate pe diferite canale, fie că e YouTube, fie că e Facebook, fie că e Instagram, din 10 comentarii cumulate, voi alege unul care mi se pare mai interesant a unei persoane pe care nu o cunosc, da? Deci dacă am 10 comentarii de la oameni de la oameni cunoscuți, nu se pune. Deci 10 comentarii de la oameni necunoscuți, voi selecta unul și îi voi trimite personal această carte din partea unui fan al borșului să se ducă, să o citească și spre folos să-i fie. Cam asta a fost pentru săptămâna asta. Uite că așa ne-am văzut și cu video. Ne-am văzut și cu video. Să obișnuiesc, să zic asta prietenilor. Dar uite așa că ne-am și văzut la față. Nu doar o voce care vorbește dintr-un difuzor în două căști. Și uite așa am vorbit vrute și nevrute la borșul lui Marian. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi aici, până data viitoare, care îmi doresc să fie cât mai aproape. Vom schimba decorul, cât de curând acest decor se va schimba și vom pune ceva mult mai profi, că suntem profesioniști, nu? M-am lăudat la început că sunt editor video. Păi, hai băi să facem să fie frumos, adevărat. Până data viitoare, unicul, inegalabilul, iubitor de borș, Marian, zis și grosul, te pup, pa! Porția de borș pe săptămâna asta s-a terminat. Sperăm că ai servit-o cu o șapă tăiată în patru și cu și el puțin două filii de pâine. Punem apa la fiert de pe acum și te așteptăm și săptămâna viitoare la Borșul lui Marian.